Am sunat la 112, 112 și zis așa, păi, da, salvați-vă, nu avem cum să ajungem, suntem depășiți. Problema este că nu se mai îndoiau picioarele. Așa am stat. Pe ape. Soțul meu acolo, care cred că e depresiv deja. Toate resursele noastre s-au dus. Frigiderul era aici și aici era aragazul, erau cu totul și asta, invers. Și asta. Și soțul meu a zis, am sunat la 112, 112 a zis așa, păi, da, salvați-vă, nu avem cum să ajungem, suntem depășiți, e apelurile non-stop, salvați-vă dacă aveți pod. Deci mi-a zis clar, ne-a sunat un număr privat și a zis, salvați-vă dacă aveți pod. Și tot de asta, noi deja luăm apa cu mătură, băi, în idee, zic, băi, frate, ce-am făcut? Și când? Cum se salvă? Scaunul, un scaun care era pe aici, l-am pus pe aragaz. Și asta, băi, gândiți-vă, de pe aragazul ăsta, după nivelul ăsta, pui scaunul pe el și după aia sunt astea. Dar problema este că nu se mai îndoiau picioarele. Deci eu n-am urcat asta. După care soțul a zis să mă urc eu. Și nu m-am urcat. Zic așa, el zis, salvează-te tu. Da. El s-a urcat, a stat în poș, după aia a încercat să mă tragă pe mine. De unde Dumnezeu, nu mai puteam, efectiv, eram să le ieși de puteri, pentru că de acum era apa aici. Da, da. Și în schimb ăsta s-a răsturnat în vâltoarea apei, așa, și l-am de piciorul și de jos, așa, l-am direcționat pe... Deci, dacă fiind în apă, l-am direcționat pe aragaz. Da. Asta, și asta. Am pus piciorul pe aragaz și eu, am pus piciorul pe el și am stat pe el, așa am stat. Așa. Pe apă. Așa făceam. Deci el era aici și aici frigiderul, cum asta. Da. Făcea așa, asta era așa de bine. Ce a fost? Și ziceam, frecat. Aici cum le-am zbătut să urcăm, să asta. Spalat. Asta. Mai aveți curaj acum să o luați iar de la zero? Nu. Nu că nu mai avem resursele, că guvernul a dat 300 de milioane, dar o casă nu se face cu 300 de milioane. Păi asta-i. Și deci nu mai avem resursele, toate resursele noastre s-au dus, deci noi suntem, luăm banii azi și facem mâine. Da. Acum suntem la, luăm azi banii, mâncăm mâine. Exact. Nu mai este resursa nici financiară. Aici e saltea udă, n-am mai scos-o. Uitați-o, deci e udă. Și asta, acum am zis, băi, o casă, uite-a tu persoană. Așa? Câte vreme aici am primit una de la primărie, acolo e una uscată. Aici e una uscată acum. Nu mai poate. Deci scoală dimineața, două ori e funcționabil și restul merge în stânga în dreapta. Am căutat să iau niște magneziu, n-am găsit. Soțul meu acolo, care cred că e depresiv deja, deci nu se poate comunica cu el. De la șocul ăsta? De la șoc. Dimineața, o zi bine, o zi rău, o zi bine, o zi rău. Nici nu știu, am zis să mă duc și ajung la medic cu el, nu știu ce am să fac. O să luăm să mâncăm ca chinezi, ca japonezi. O masă în mijloc și trei scaune. Nu canapele, nu vitrine, nu șifoniere, nu nimic.